totuși rezistențe la, la boli dăunători, pe lângă păstrarea gustului și a formei, a culorii. De noastră, practic, faceți genetică aici, nu? Exact. Ultramoderne, număr de 6, cu suprafață de 400 de metri pătrați fiecare solar. Avem 8 solare neîncălzite. Toate solarele beneficiază de sistem de umidificare automat, sistem de fertilizare automatizat, sistem de iluminat automatizat și cu ajutorul tuturor acestor facilități moderne reușim ca în intervalul într-un singur an să ducem două cicluri de vegetație. Astfel, crearea unui hibrid poate dura între 8 și 9 ani. Noi reușim la stațiune, cu toate aceste modernizări, să îl creăm undeva la 4-5 ani. Acum depinde de ce proiecte avem. Avem foarte multe proiecte în derulare. Suntem menținători peste 100 de soiuri și hibrizi în România. Din lista oficială avem 3 locuri de distribuție și de parcelare, atât în câmp deschis, în solarii și singurul laborator acreditat RENAR. Lucrăm pe multe proiecte, atât pe ardeioase, diferite segmente, ardei gras, ardei capia, chiar și la ardeiul de segment capia am ajuns să ajungem la lanțul de hipermarketuri, care ne mândim cu hibridul de capia Potaisa, cu pepenele Burebista. Este foarte important pentru noi să creăm hibrizi care sunt aclimatizați în condițiile pedoclimatice din România, producții ridicate, hibrizi timpurii și bineînțeles cu rezistențe, că știm foarte bine în ziua de azi, rezistențele și dăunătorii avansează foarte mult și noi mereu trebuie să fim cu un pas înaintea lor.